Polenul de albine reprezintă un amestec format din polenul creat de flori, nectar, enzime, miere, ceară și alte secreții pe care le produc albinele. În continuare, vă vom prezenta ce beneficii oferă, care este modul de administrare și în ce situații este contraindicat. Compoziția pe care o are polenul de albine variază în funcție de tipul de flori din care este extras. De asemenea, acesta este diferit față de alte produse apicole, cum sunt propolisul, mierea sau lăptișorul de matcă, din care poate lipsi polenul ca atare, fiind înlocuit de anumiți derivați din el. De-a lungul secolelor, în special în cultura asiatică, s-au observat proprietățile benefice pe care le are polenul de albine. Acesta prezintă anumite caracteristici care, în anumite condiții, pot avea impact pozitiv la nivelul sănătății organismului uman. Polenul de albine are o valoare nutrițională crescută. Printre nutrienții care intră în alcătuirea acestuia se află diferite vitamine, anumite minerale, proteine sau lipide. Cantitatea fiecărui tip de nutrient diferă în funcție de proveniența polenului, adică de sortimentul florii din care au fost colectate. Polenul de albine se poate achiziționa din farmacii sau de la magazinele naturiste și plafare, astfel că în cele mai multe cazuri pe produse există instrucțiuni de administrare ce trebuie urmărite. Este important ca producătorii să reprezinte surse de încredere ca produsele să fie bio. Acesta se comercializează în stare naturală, sub forme de granule sau ca suplimente alimentare. Este important de reținut că într-o dietă echilibrată nu sunt necesare suplimente și nici nu o substituie, deoarece nutrienții pot fi obținuți pe cale naturală din alimentație. Pentru un plus de siguranță, se recomandă acordul medicului înainte de a recurge la administrarea polenului de albine.